Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe bulevardul Dacia, lângă porțile orașului, aici unde au venit să protesteze zeci de fermieri din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă. Pe marginea drumului, pe sensul de intrare în oraș, au fost parcate în jur de 30 de tractoare. Protestul fermierilor din cele două raioane a fost marcat de un incident. În jurul orei 12, agricultorii au blocat preț de aproximativ 20 de minute bulevardul Dacia pe sensul de intrare. Asta după ce polițiștii i-au tras pe dreapta și i-au avertizat că nu își pot continua drumul pentru a ajunge la porțile orașului așa cum și-au planificat inițial. Ulterior însă fermierii au fost lăsați să treacă și să ajungă aici la porțile orașului. O parte dintre fermieri și-au lăsat tractoarele parcate aici pe marginea drumului și au plecat să se alăture protestului din piața Marii Adunări Naționale. Acestea au fost toate informațiile. La revedere!